informați, astăzi are loc ședința ordinară Consiliul Local. Consilierii sunt prezenți toți, deși este statutară. Am să dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ilie Ionel, președintele ședinței pentru 1 martie 2017. Doi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ATIP, pentru anul 2017, inițiator primarul orașului Târgoviște. Trei, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2017, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată, inițiator primarul orașului Târgoviște. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare, inițiator primarul orașului Târgoviște. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgoviște, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgoviște. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 și documentul de poziție privind modul de implementare la proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului economic reactualizat la data de 1.01.2017, aferenți proiectului modernizare 4 străzi în orașul Târgoviște, județul Bacău, strada Beișoara, strada Căptan Bușil, strada Dăbăcare, strada Daniela Caurea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerare Urbană a Municipiului și Orașului. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici reactualizat la data de 1.01.2017, aferenți proiectului reabilitare străzi în orașul Târgoviște, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerare Urbană a Municipiului și Orașului. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, reabilitare și modernizare străzi în zona centrală a orașului Târgoviște. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, reabilitare și modernizare străzi în cartierul orașului Târgoviște. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 11. Proiect de hotărâre privind continuarea activității fotbalistice seniore în cadrul clubului sportiv Bogna, în 2017, inițiator viceprimarul orașului Târgoviște. 12 diverse. Cine se ia cu ordinea de zi? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Mai puțin punctul diverse. S-a consemnat, domnul. Domnule, o să fii scos sau? Nu. Cel mai bun. Vă rog să-mi permiteți să supun la vot procesul verbal a ședinței de luna trecută. Dacă sunt ceva comentarii, vă rog să le spuneți. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Având în vedere că la ședința Consiliului Local face participă și domnul profesor Buleț, dau cuvântul domnului consilier Ciubotaru să prezinte opus. Permiteți-mi ca numele domnului primar, care este la Piatra Neamț de punerea unui proiect la Agenția de Dezvoltare, domnul profesor Mihai Nichita Bucureț, prin gestul care l-a făcut către Consiliul Local, către primărie și către orașul Târgoviște, a donat două tablouri, două busturi cu costache negri, două picturi în ulei, unul l-am deja expus în sala de consiliu și aici va rămâne permanent, iar celălalt va fi expus în Muzeul de Istorie sau în Casa de Cultură. Pentru acest lucru ne-am gândit să facem o scrisoare de mulțumire, care, dacă îmi permiteți, aș vrea să o citesc. Stimate domnule Mihai Nechita Burculeț, conducerea primăriei orașului Târgoviște are deosebită plăcere și onoare de a vă transmite sincerele noastre mulțumiri pentru implicarea activă în promovarea valorilor localității noastre, precum și pentru activitatea artistică și didactică. Cele două tablouri, care evocă pe marele om politic și diplomat Costache Negri, donate de dumneavoastră Muzeului de Istorie și primăriei orașului Târgoviște, ne îmbogățesc patrimoniul cultural și vor încânta privirile generațiilor viitoare, atât prin maestria dumneavoastră, cât și prin reamintirea faptelor deosebite a celui care și-a petrecut ultima parte din viață în castelul său de la Tisești. Cele două lucrări vor intra în inventar și vor fi expuse astfel, unul în sala de ședințe a instituției noastre și unul pe holul Casei de Cultură.
Ne-ar face deosebită plăcere ca pe viitor primăria orașului Târgu Ocna să găzduiască expozițiile dumneavoastră și să popularizeze activitatea pe care o desfășurați. Vă salutăm cu recunoștință și vă dorim succes în tot ceea ce v-ați propus să faceți în plan personal. Primiți, vă rugăm, considerațiile noastre. Primar Ștefan Șirot. Domnule profesor, dacă vreți să rămâneți, puteți rămâne, dacă vreți să vreți să rămâne. Bă, vă mulțumim. Continuăm. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ilie Ionel, președinte de ședință pentru luna martie 2007. Comisia critică a fost favorabilă. Comentarii, domnule la vot. Cine este pentru? Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Căutare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2007. Comisia Judică a fost favorabilă. Comisia Economică a fost favorabilă. Ceva comentarii vis-a-vis de acest material? Mulțumesc. Da, de unde a rezultat această sumă de 20.000 de lei? Nu este de acord. Facem parte dintr-o asociație. Trebuie să plătim o cotizație, că de-aia ne-am și asociat, să fim acolo, să fim reprezentați. Dar de unde, cum s-a stabilit cuantumul de 20.000 de lei pe această cotizație? Sau cine l-a stabilit? La nivel de asociație de dezvoltare intercomunitară Bacău, în fiecare an, știți că prin hotărârile care le iau, stabilesc ca funcție de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul respectiv, transmit și fac și o listă cu membrii care trebuie să fie și cotizați. Orașul Târgu Ocna, la fel ca și celelalte categorii de orașe, i-a revenit această sumă. Ce este o sumă care ei au calculat-o, este aceeași parte ca și cea de anul trecut. Este într-adevăr ca și cea de anul trecut. Dar ce face asociația pentru noi? Este de această sumă. Dezvoltării pe partea de alimentare cu apă și canalizare și știți tot ce decurge din aceste proiecte. Așa cum am spus, nu, suntem de acord ca să fie să fie o taxă de plătit, o cotizație, am înțeles, dar este destul de mare, așa că noi ne vom abține. Da, altceva? Când era domnul ăla, nu v-ați abținut. Nu, domnule, nu știu dacă a fost vreodată 20.000 de lei. Nu, probabil că de anul trecut. Sau de câțiva, nu știu, eu de... Nu știu, nu. Nu era 20.000 de lei sub nicio formă, pentru că era domnul la urmă. Eu invers, un rău m-aș da pentru o asociație care nu face nimic pentru... ...ca să te vorbă. Da? Supune la voce, cine este pentru? Proiectul arată foarte, foarte bine. În realitate și practică nu prea se vede. Da? Orașul este mizerabil. Întoarcem la același lucru pe care îl spun de multe ori. În principiu, dacă tot trebuie aprobat, vreau să se ia în considerare strada progresului, da? La care nu am fost niciodată niciun beneficiar al legii 416. Continuă de domnului Mărciu, că la omii sunt
mai departe, în comisie s-a și exprimat domnul Acaba, se referea la faptul că anul ăsta sunt evenimentele care țin 100 de ani de la primul război mondial și vor face deplasări și pe direcția sus la monumentul Coșna și probabil că trebuie un pic cualitatea mai bine vor baza pe mine. Deci planul acesta de acțiuni reflectă rezultatele. Sau rezultatele reflectă planul de acțiuni. Deci nimic concret, nimic comensurat. Probabil că acest plan este cel de anul trecut și cel de acum 2 ani și așa mai departe. N-am avut curiozitatea să mă uit, dar bănuiesc că da. Nu așa ar trebui să arate un plan în baza căruia trimiți oameni în teren. În cutare loc faci cutare lucrare, în cutare loc următorul obiectiv. Nu. Deci, luați aceleși acțiuni și din zona unități din curs, unități din școlari și pe străzi și așa mai departe. Atât. Da, mulțumesc la cineva. Tot eu. Am avut curiozitatea să mă uit un plan de acțiune și altor orașe din Transilvania, recunosc. Deci acolo sunt foarte clar, defalcate pe ore, unde merg, ce fac, cât fac, deci cuantificabil, exact cum a spus și domnul consilier Roșet. Asta e tot ce am văzut. Mulțumesc. Mai dorești cineva să ia votul? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 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 Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Comisia juridică a venit favorabil. Mulțumesc! Mai e la vot comisie? Comentarii, discuții? Da, vreau să știu și eu cine își asumă din primărie că totul a fost calculat conform punctajului și conform legii. Cineva. Există o comisie la nivelul primărie, dirijită prin dispoziție, așa, care analizează toate dosarele care sunt depuse până la data redactării materialului. Perfect. Componența comisiei ar putea să fie? Este finalizată, cred, în material. Este doamna domnul președinte, sunt eu în calitate de viceprimar, este domnul Oscu, domnul consilier Bucur. Nominalizați dumneavoastră pe toți. Domnul președinte este domnul viceprimar de Bănuță, din partea consiliului local domnul Bucur Aureal și din partea executivului, secretar este cu o fată de la mine în serviciu, Aina Munteanu, inspector. Eu, Moscu Vasile, și eu cred că am intrat cu publică, doamna Cristiano Amă de la Bucă Contabilitate. La comisia a ținut cont de vechimea cerului, de studiile pe care le are fiecare solicitant, de vârsta, de locul de muncă, și fiecare dosar cuprinde aceste documente. Iar în fiecare dosar comisia a analizat. Nu provincia. Criteriile. Și criteriile, da. Ok, noi suntem deschis, oricând poate oricine să verifice dacă sunt adeverinți de salariat, dacă cei care au solicitat se încadrează ca vârstă, ca loc de muncă, pe raza unității administrative teritoriale. O întrebare de principiu. Dacă ai primit în urma unui rezultat locuința ANL și ai divorțat, mai poți să faci cerere pentru o altă locuință ANL? Da. Oricine poate să facă o cerere și va primi o altă locuință numai dacă se încadrează pe punctaj. Pentru că atunci se schimbă punctajul. Nu mai are familia, copiii, creșterea și educarea. Deci se reintroduce din nou la punctajele respective. Se ține. Nu rămâne soțul în locuința veche și... Depinde ce a decis și instanța. Copiii... Nu am avut. N-are cum să rămână în locuința ANL veche. Va de unde știu? Rămâne. De ce? Rămâne.
Hotărârea instanței este sfântă și și noi vom intră din nou pentru că se schimbă datele problemei, intră din nou la vă rog să contesta la noi hotărârea. Pot să contest. Nu, odată obținută locuința și respectate clauzele din contract, își plătește chiria, își plătește utilitățile, își continuă. Da. În cazul CFR-ului, unul dintre toți sau ambii toți pot cere beneficiul contractului de locațiune. Și dacă instanța atribuie acel contract uneia sau altuia dintre toți, atunci poate nu ne ce se întâmplă cu cealaltă soție? Stanța va reduce în locuința mea. Pe noi ne interesează situația locuinței. Bază un montaj anterior. Deci dacă instanța decide ca una dintre persoane să rămână în locuința respectivă, noi știm că trebuie să rămână în locuința aceea. Cu celălalt, nu este treaba noastră. Deja nu mai are punctaj. El a intrat într-o locuință cu un anumit număr de puncte. Da. Și ar trebui în momentul în care se întâmplă ceva și cineva pune... Credeți că este depunctat în condițiile astea și nu mai beneficiază de locuință? Da. Domnul Cipă, dar persoanele care au obținut un punctaj și au obținut un spațiu de locuire, acela îl utilizează până la rezilierea contractului. Că ulterior apar modificări în structura familiei, în structura veniturilor, în structura, știu eu, copiii și tot ce înseamnă asta, asta nu înseamnă... O să vă contrazic. Deci, să vă spun o idee. Deci, eu depun cerere pentru locuința ANL, pentru că am cel mai mare punctaj și soția mea nu are. Pentru că, știți, nu lucrează la stat, nu e funcționar public, nu îndeplinește un anumit criteriu. Da? Eu am mai multe șanse. Am depus, am luat. După ce am divorțat, deja lucrurile se schimbă. Deci rămâne în locuință cineva care n-a adus prea multe puncte. Pe nemerit, poate vine cineva. Păi da, cum nu? Da, există o familie. Eu am dar se calculează pe familie, pentru că sunt pentru criterii de acces, sunt acele... Corect, dar în momentul în care depune o cerere pentru o altă locuință, tot ANL, da, nu mai e la masa la care are șanse să intre altul din afară. Dar nu că soțul rămâne în locuință în urma unui, că nu e locuință pentru proprietate personală. Dar acționarea dumneavoastră, așa. Acționarea dumneavoastră, deci care a obținut dumneavoastră, faceți și contractul. În momentul în care dumneavoastră divorțați și nu vreți ca soția să rămână acolo, dumneavoastră sunteți titularul de contract și puteți să renunțați. Ați înțeles? E simplu. De nu va fi soția de care ați divorțat beneficiară în continuare a apartamentului de departare. Păi simplu în momentul în care locuința este proprietate personală. Da, haideți să vedem aseșați locuința. Pe care își decretorească, hotărârea instanței este definitivă. Au mai fost și cazuri nedorite când a decedat unul dintre soți. Și nu a fost dat afară personalului. Și a continuat. Au fost cazuri și când au intrat la ANL pe nedrept. Tot au fost cazuri. La criterii de acces, la 2 scrie clar, titularii cereri de locuință și ceilalți membri ai familiei acestea, soț, soție, copii și sau alte persoane aflate în întreținerea acestea, trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate. Și să nu fi deținut. O altă locuință în proprietate, domnule. Sau să nu fie beneficiar unei alte locuințe cu chirii. Da, și noi bă, de ținători, de lege. Vie la ANL. Nu, chestiune. Da, hai să trecem mai departe. După chestiune, care să vedem logica pe care am nici nu s-ar putea face, pentru că în evoluția tuturor celor care le s-au dat apartamente la ANL, așa. Vă dați seama că zilnic aproape apar modificări. Ba, se mai naște un copil, ba, se modifică salariul, ba, nu știu mai ce, depășește vârsta, îi trece de ce ar trebui atunci? Ca de fiecare dată, la fiecare lună sau când apar modificări, să reluăm lista de apartamente, să evacuăm pe unii, să-i băgăm pe alții, să tot timpul să le actualizăm. Dar nu s-ar putea face chestia. Inițial, un criteriu hotărător este locul de muncă pe Comna. După ce a obținut spațiul și el și-a schimbat locul de muncă, rămâne în spațiul respectiv, nu vine nimeni să spune, domnule, începem cu o luna următoare, se schimbă locul. Păi sigur că da. Dacă nu mai sunt alte opinii. Da, corect. Oricum e un material care trezește multe suspiciuni și clar să cerem tot felul de relații. Da, mulțumesc. Auziți. Dar
am mai cerut într-un timp lista rău platnicilor. Sunt foarte multe persoane care chiar fac parte la RR și au datorii, cred că sunt datorii și peste 50 de persoane. De ce nu sunt date afară sau să fie executat, isubit? Eu am mai cerut sunt la... multe litigi. La aveți, avețul evident. Și ei sunt în continuare în scaunul locuinței RR. Sunt în diverse faze de executare. Procese pe urmă. Care e cel mai mare datornic? S-a dorit o listă. Nu. Am cerut o listă cu datorii. Dar este publică și este afișată la fiecare scară cu toate datoriile. Se schimbă datorii. Așa, se schimbă. Sunt și persoane. Să vă prezentăm asta. Sunt și persoane. Aveam o situație exact la un jurist. Corina spune-o, dar domnul Procedul Medical și... Deci la ședința următoare... În ședințele noastre de biruri... Da, la ședința următoare vă prezentăm o situație egală. Doamna jurist... Să știți că sunt cazuri în Bogna. Am înțeles că domnul președinte de la turism are datoria cea mai mare. Legea este lege pentru patru mari. Domnul Pintin, dacă vă interese. Deci, domnul Pintin, cât are? Dar și achitat a fost acționat în instanță și înainte de terminarea litigiului și a achitat de primăria orașului Târgu Ocna toată datoria. Mai se spune cu eșalul. Se spune chiar și evacuați. Sunt cazuri în Târgu Ocna, domnul președinte, sunt cazuri în Târgu Ocna de chiriași la Anelie, care sunt plecați în străinătate și au subînchiriat locuințe. Iar închirii apartamentul sau garsonieră. Dacă tot vorbim de Anelie, acum mi-a spus colegul, domnul Pintilie a avut proprietate. Cum a intrat el în Anelie? De ce o luat în Anelie? Nu avea obținere. Nu avea proprietate. Nu avea proprietate. Și probabil ulterior și o foarte interesant. Bine. Împotrivă? Abținere? Spunem așa, autoritățile publice locale, respectiv orașul Comănești, Bucuș, Târgu Ocna, Sălin Moldova și Comuna Helegii,
vor plăti operatorilor de salubritate existenți care prestează acest serviciu pe baza pe raza OAT-urilor, tariful pentru activitatea de colectare, transport a deșeurilor și sau activităților de, ale serviciilor de salubritate sus amintite, vor transfera, deci autorități, așa, și autoritățile publice locale mai sus amintite, domnul președinte, dar e o chestiune informată. Domnul consilier, vă rog, liniște că discutăm. Niște bani de plătit aici, așa, discutăm despre niște bani și nu sunt puțini. Autoritățile publice locale mai sus amintite vor transfera către ADIS taxa specială colectată, adică taxa pe care am aprobat-o noi de 9,60 ca să luăm de la populație. 9,60. Mai puțin contravaloarea aferentă serviciile de colectare și transport, iar ADIS va plăti tarifoșa. Care este? Cum stabilim această contravaloare a serviciilor? Cât ne oprim noi pentru cupt, să spun? Da. Pentru că noi deocamdată avem operator. Nu știm ADIS-ul. Deocamdată ADIS-ul nu are cheltuieli. În momentul în care se pornește ONEST-ul și depozitarea, cu e diferența o dăm la ADIS? Deci de 21 de bani să zero. 0. 0,21. Da. La data respectivă o să dăm. Da, întreba, nu aveam cum să știu. Dar eu am și un comentariu. În procesul verbal am cerut să vină cu anticalculație. Nu s-a venit. Mai aștept și urmă reședință. În procesul verbal am spus că vreau eu să vină cu, să se vină cu anticalculație privind da, în ceea ce vedeți, ca să rezulte, uitați. Pentru că au fost discuții diverse în comisie, aș dori ca pentru următoarea ședință, următoarea fiind asta, de azi, să se facă o anticalculație care să arată în fața noastră și a cetățenilor ce, că taxa este corectă. Și m-a referit atunci la transport. Rezultă din documentul de poziție, în care, pentru fiecare an, este o taxă care se mărește anual. 948 în 2016, 961 în 2017 și anul în documentul aveți, cred. De acolo rezultă, din ceea ce a spus ADIS-ul. Sunt două localități, nu trei, Stănicu a aprobat 950, a trebuit să revină la 961, n-a aprobat Dărmăneștiu și cu Moineștiu. Dărmăneștiu are suspendat serviciul, pentru că operatorul nu mai operează, având în vedere că sunt diferențe între ce facturează ADIS-ul și ce plătește. O să plătesc de la tot ce e, ești permit, o să plătesc la tot. Înțeleg că Moineștiu la fel sunt în discuție, nu vor să accepte această taxă, este problema lor. Noi nu suntem afectați, pentru că noi avem operatorul nostru. Ei, la Moineștiu și la Dărmăneștiu, operează la un preț. În asta trebuie să știți că toți acești bani care colectăm noi din 961 nu se duc în altă parte. Nu ia nimeni niciun leu de aici. Ei vor merge numai pentru plata activității de salutare. Da? Asta nu. Adică la tot. Adică la societatea noastră, deci. La societatea noastră și diferența la servicii. Dacă, să zicem că vom avea bani să colectăm, nu știm cât vom colecta. Ori actuală, ne stăbim să colectăm, prin acești bani nu se pot face decât investiții pe deșeuri. Dacă, pentru colectarea deșeurilor. Dacă în timp constatăm că operatorul nostru reușește să facă această operațiune cu bani mai puțini, restul banilor sunt investiți, sau putem mișa în față. Anul viitor, dacă vedem că ei pot să-și facă cu bani mai puțini, pentru că ce nu știm lor actuală? Nu știm exact cât vor încasa de la agenții economici și nu știm exact cât vom colecta noi, ce procent vom colecta. După ce vedem exact cât colectăm, am spus că
încă o dată repet, banii sunt special pentru deșeuri, nu se poate plăti altceva din ei. Continuă. Da, asta vreau să menționez, că Dărmăneștiul, cu o taxă de 5,71 lei, se descurcă mai bine decât Târgovna, cu o taxă de 9,61. Da? Orașul este în continuare în mizerie, da? Și suportăm la prețuri mari. Asta e tot ce am văzut. Da, mulțumesc. Am și o întrebare. Dacă s-a respectat logistica de încasare a banilor? Da. Nu știu cetățenii, dar știu exact. Da, nu e o treabă simplă. Am încercat să mergem pe realitate, în sensul că cel care vine să dea declarația de impozite și taxe locale completează și o declarație cu numărul de persoane. Mai avem și statistica care a fost la companie și știm exact cine a avut contract, cine nu a avut contract. Avem câteva situații pe care nu le-am prins în următoarele și o să le prindem după ce le inventariam să vedem câte sunt. De exemplu, o persoană are două locuințe cu două persoane. La ora actuală nu putem să-i luăm cu noi pentru cele două locuințe. El locuiește într-un singur loc. Sunt persoane care nu locuiesc în Târgovna, dar au casă în Târgovna. Aici va trebui să procedăm. Avem situații în care într-o casă locuiesc patru familii. N-au dezbătut în moșterină. Acestea sunt excepții pe care colegii noștri le inventariază, le vedem și vom stabili împreună care variantă este cea mai bună. Deocamdată facem așa o statistică să vedem unde suntem. Nu putem merge nici după evidența de la alegeri, nu putem merge nici pe evidența care avem din statistică, nici după recesiuni, pentru că, după părerea noastră, acele date sunt eronate. Și tocmai pentru că proiectul a mers pe populația de la statistică, au avut aceste mari diferențe la Dărmănești, la Măinești și acolo unde operează Romprestul, sunt 102.000 de persoane în evidențe care ar trebui să plătească această taxă, dar ele nu sunt. Și de asemenea, și cantitatea de deșeuri este diminuată, 20 de mașini de la Romprest nu stau degeaba și nu au ce să care. Deocamdată, la situația existentă, Târgovna s-a făcut o situație mai bună. Cei care ați fost la ședință la Dărmănești au văzut și spun că noi stăm mai bine decât Dărmănești. Ei, la ora actuală, nu ridică nimeni cu noi. La ședința de noapte care a fost la ADIS, ei au cerut să înceapă să opereze până nu-și plătesc aceste diferențe care sunt de la 5 lei sau 6 lei cu aprobate până la 9 lei, nu mai operează nimeni. E problema lor că au aprobat această taxă, e o aprobată dinainte, nu de acum, dar nu cred că este o soluție bună. Noi acum introducem această taxă și vă vom prezenta în lunile următoare cum evoluează încasarea acestei taxe. Am stabilit, domnule Aru, că asta era întrebarea, și cum vom plăti. Sunt discuții cu operatorul, vom încerca în variantele să se plătească gunoiul care este dus la Bacău sau să plătească gunoiul care este ridicat de la containere și în momentul când merge mașina se vede exact cât a ridicat de la fiecare platformă. Această ultimă, a doua variantă, ar stimula cetățenii să producă cât mai puțin gunoi și dacă îl au și selectat, este foarte bine. Ce ne propunem noi acum? Să facem, încercăm să îmbunătățim această activitate de colectare a deșeurilor, în sensul că toată lumea știe acum că gunoiul încasează și va trebui să facem ceva. O să încercăm să modernizăm și locurile de depozitare a deșeurilor, să încercăm să aducem și alte modele din containere, să încercăm ca acest serviciu să se facă cetățenii. Mulțumesc. Dar așteptăm orice propunere de la cetățenii consilieri, dacă au o viziune și văd o problemă bună în această activitate, în mare plăcere de lucru. Trebuie să fac și eu o mențiune. Suntem în luna februarie și noi nu știm încă taxa pentru societățile comerciale sau cum vom încasa acești bani. Încă într-o ședință viitoare, cred că ar trebui în luna martie să aprobăm și această, sau să abordăm această problemă. Vedeți, aici este o altă problemă. Dacă mergem pe varianta aplicată de a discuta un prețul,
0,5 metri cub pentru fiecare agent economic, ne-am considerat că nu este corectă și chiar s-au blocat în această situație, pentru că nu poți să pui farmacia cu măcelăria și nici nu poți să pui sediu social care este la etajul 4 la apartamentul 12 cu punctul de lucru. În aceste condiții, am văzut că noi nu am tratat această problemă a agenților economici, însă operatorul să trateze cu fiecare agent economic în parte și acum sigur că poate cineva să spună că și dacă se sustrage agentul economic, el nu poate să se sustragă pentru că dacă el declară, să spunem, un metru cub și a produs mai mult de un metru cub, atunci nu ridică mai mult. Deci trebuie o negociere directă ca să fim cât mai aproape de realitate. Noi am avut înainte acea taxă pe suprafață, pe profil de activitate, de-aia trebuie reluată și în ședința viitoare, poate reușim să venim, să stabilim doar câteva repere, dar trebuie să aibă contract cu fiecare agent. Nu este normal ca stabilim noi, Consiliul Local, care reprezentăm cetățenii, să stabilim o taxă pentru agentul economic. Ei studiază problema și în raport. Și vă dau un exemplu. Este posibil ca un agent economic, cum e Zanfirul sau cum e Penny, să negocieze cu operatorul și să-i spună așa, dacă îmi dai cartonul selectat și legat, nu vă mai au nimic. Da? E problema lor. Deci sunt diferențe între operatori, chiar cu același profil de activitate și rămâne ca ei să stabilească exact ce metode vor stabili, ce variantă vor stabili în casarea de șurului faceți. Asta trebuie e funcționalitatea pentru că la nivelul orașului, dacă e doamna Suciu aici, o grămadă de agenții economici care nu au autorizări de funcționare datorită acestei situații a contractului de deșeu. Au rămas acele contracte vechi, au fost modificate unilateral, fără să le s-a aducă la cunoștință și vă dau un exemplu concret. O societate care în 2012 plătea 78 de lei, iar în momentul de față a ajuns la 178 de lei. Și îmi spune întrebarea, în condiții care e unul singur, activitatea o desfășoară numai la domiciliul clientului. El are sediul social, are 50 de metri pătrați pentru că așa a închiriat el spațiu. Dar nu produce niciun gram de gunoi al tău. Și atunci nu e corect. Deci trebuie analiza fiecare situație în parte ca să putem să punem și în legalitate de problema autorizației municipiului. Dar putem, domnul. Da. Noi am hotărât și am aprobat în Consiliul Local această taxă, să fie plătită ca și taxă, taxa pe deșeuri, motivați de faptul, în primul rând, motivați de faptul că cuptul nu reușea să strânge banii bunului. A trecut o lună și ceva de când lumea plătește impozite. Să vede o diferență, puteți să ne spuneți, să vedem într-adevăr o diferență, da? Nu, nu aveți cum, nu ați putut să facem. Putem ști, este în derulare, ați văzut, am... Nu, am zis, mai multe o lună ceva dacă ați văzut... Sistemul jos, ați văzut cum este, sunt trei persoane care atunci când vin cetățenii da, am plătit asta. În drumă, ați văzut, sunt acolo, în drumă, luăm situația statistică care a existat la companie, o punem de acord cu declarația cetățeanului, lăsați-ne un pic să fim cât mai aproape de realitate. Mai e o problemă, care trebuie să o știți. Noi am dat acea facilitate pentru cei care plătesc până la 31 martie se reducă cu 10%. Nu toate localitățile plătesc. Noi am făcut-o și ne-am asumat-o ca și Consiliul Local ca o facilitate acordată celor care plătesc. Dar prestatorul nu ridică gunoiul din ianuarie până martie cu alt tarif decât cel din cursul anului. Da, ne-am asumat-o, vedem exact ce este, tocmai ca să spină oamenii să plătească și să vedem exact ce sumă se poate încasa. Vom pune la curent tot ce... Mai devreme precizat, domnul primar, că obligativitatea conectării banilor la toate OATR-urile se face de principiul ăsta unei taxe care să fie colectată de Consiliul Local, în bună către companii de operator, pentru că ADIS-ul ăsta vine pentru asta fiecare OATR care face spate din ADIS să aibă acest sistem de colectare cu OATR de camionă. Principiul pe care îl prevede și legea este poluatorul plătește, deci cetățeanul este cel care trebuie să plătească. Noi am avut discuții și am aprobat taxa pentru copii, noi am spus de la 3 copii în sus nu mai plătesc. Ne-am asumat această problemă, deși, sigur că
poate un copil produce mai multe deșeuri decât următorul. Dar după ce vom vedea exact unde suntem, și pentru că această taxă se contabilizează separat, vom avea o evidență a banilor care sunt. Sigur că pe lângă această taxă noi trebuie să îmbunătățim sistemul și va trebui să facem investiții. Vom veni la dumneavoastră cu o listă de investiții, suntem în curs acum de a vedea exact ce să luăm. Sunt discuții pentru o mașină din gunoi de capacitate mică ca să poată merge pe străzile din cartiere și eventual cu o viteză mai mare. De asemenea, dacă aducem mașinile containere clopote, o mașină care să poată să ridice, să descarce acele clopote. Și sigur că trebuie să punem accent mare pe reciclabile ca să avem o cantitate cât mai mică de gunoi. O noutate pe care am uitat să vă spun, la discuția de ieri, am stabilit să încercăm, și Adisul este de acord, am propus și Adisul este de acord, să deschidem cât mai repede stația de la Onești. Dacă noi reușim să deschidem stația de Onești, de transfer de la Onești și stația de sortare, nu vor mai fi aceste costuri suplimentare la Bacău, pentru că la ora actuală și luăm prestul care la Bacău cu kilometri parcurs și în plus cu costuri suplimentare și sigur de lege este și această diferență. Oricum, operatorul Romprest a dat Adisului notificare că 90 de zile se retrage din această activitate dacă nu se colectează mai mulți bani și de mai mari gunoi. Ora actuală a făcut afirmația în ședință care 2 milioane de euro pierde societatea. Așa că, sigur, treaba nu merge bine nici la noi, dar când vezi și la altul, ar fi mai bine la noi, pentru că fiind societatea sau având asta fiind în ANDA, putem corecta această activitate și putem să urmărim. Ce să mai crezi? Toată lumea e nemulțumită că se ia bani mulți, iar societatea spune care de urmă ne pierde. E treabă destul de complicată. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizat la data de 1.01.2017, referent proiectului modernizare 4 străzi în orașul Tudorna, județul Bacău, strada Vișoara, strada Cătălin Bușilor, strada Locari și strada Daniela Caure, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul de regenerare urbană a municipiului și orașului. Comisie? Comisie economică de favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă sunt. Nu sunt. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice reactualizat la data de 1.01.2017, referent proiectului reabilitare străzi în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și Programul Regenerare Urbană a Municipiului și Orașului. Comisia economică a disfavorat. Comisia pentru economică a disfavorat. Discuții? Spune la voce de se pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, reabilitare și modernizare străzi în zona centrală orașului Târgu Ocna. Comisia pentru economică a disfavorat. Comentarii, discuții? La voi cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind continuarea activității fotbalistice seniori din cadrul clubului sportiv Vâlcea pentru anul. Mă grăbesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, reabilitare și modernizare străzi în cartierele orașului Târgu Ocna. Comisia economică a disfavorat. Comisia juridică a disfavorat. Comisia pentru urmărești. Da. Dacă sunt comentarii, spuneți, vă rog. Trebuie amintit faptul că, având în vedere că se filmează și cetățenii urmăresc ședințele de Consiliul Local la Televizor, că noi aceste proiecte de hotărâre dezbatem foarte serios în comisiile de specialitate și nu trecem așa repede înainte.
Atât, mulțumesc. Asta putea o vezi pe acolo. Poate un cetățeanul, omul, se uită la dezvoltare, ce fac ăștia în Consiliu acolo? Așa, pe repede, chiar în ședința de... Domnul Pasionat, vă rog, nu vreți. Dar să fac și o precizare, că atât proiectul acesta, cât și celălalt proiectul, se referă la caracteristicile tehnice ale drumurilor în orașul Târgu Ocna, e parte de cadastrare care face obiectul bazei pentru de proiecte de modernizare în orașul Târgu Ocna, ca să știi. Așa este, dar întrebarea era pertinentă pentru că, vă dați seama, sunt destul de drumuri care trebuiesc regenerate. Nu mai vorbesc de drumul Salinei, dar domn primar voptează, știi deja. Și nu-i, cum să spun, obligația eu când fac naveta acolo, obligația orașului să facă drumul ăla. Dar e altă discuție. Asta să pun la voi cine este pentru. Mulțumesc. Potrivă. Proiect de hotărâre privind continuarea activității fotbalistice de seniori din cadrul Clubului Sportiv Băgura pentru anul 2017, inițiator viceprimarul orașului Băgura. Comisia politică a vis nefavorabilă. Comisia pentru urbanism a vis favorabil. 3 voturi pentru, abținere și 1 contra. Comisia economică a vis favorabil. 3 voturi. Discuții, comentarii. Fac o prezentare pentru inițiatura în proiect. Vă rog. Am observat în ședință de consiliu local că trecuse de la punctul 9 la punctul 11, se simțea deja tensiunea, interesul față de acest punct. Vreau să vă spun că am analizat activitatea fotbalistică la firul ieri. De ce spun treaba asta? M-am dus la meciul de acasă, am încercat să-i încurajez pe jucătorii, pe fotbaliștii noștri, pe antrenorii care muncesc cu timpul gratuit. De asemenea, am mers la meciul în deplasare și am rămas surprins de condițiile proaste pe care le are echipa noastră de fotbal. De aceea, v-am prezentat și materialele care le aveți la dispoziție în situația clubului, dar am să fac vorbire pentru a cunoaște și ceilalți care nu mai au citit. Clubul Sportiv Măgura Târgu Ocna a fost înființat în baza hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 21 din 22-3-2007. Conform statutului acesta, este un club sportiv de drept public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local. Clubul are certificat de identitate sportivă numărul 002143, eliberat la data de 3-12-2008 de către Agenția Națională pentru Sport. Secția fotbal este înscrisă în competiții cu două echipe. Una de seniori în Liga 4 și una de juniori C la Asociația Județeană de Fotbal Vatra. În momentul de față, în clasament junior C, echipa ASE Târgu Ocna ocupă locul 8 din 11 echipe. Vreau să cunoașteți aici că echipa de juniori se luptă cu echipe puternice din municipiul Bacău, licee specific, sportiv, și cu toate acestea un loc 8 nu e chiar rușinos din 11, dar ar fi loc și de mai bine dacă noi le asigurăm condiții. Dar am să punctez aici pe echipa de seniori. Echipa de seniori Liga a 4-a, în sezonul 2016-2017, în acest sezon în care ne aflăm, după terminarea turului campionatului, ocupă locul 14 din 16 echipe înscrise în competiții. Din 15 partide pe care ar fi trebuit să le joace, aceasta a jucat doar 13 și are 3 de zile. În 2 partide nu a putut face deplasarea, tot din necondiții corespunzătoare ale echipei. În sezoanele anterioare, 2015-2016, echipa a încheiat campionatul pe locul 16 din 17 echipe. Deci a fost pe ultimul loc. În sezonul 2013-2014 s-a clasat pe locul 13 din 18 echipe. Asemenea, rezultate nu fac cinste orașului nostru, stațiune Târgu Ocna. Jucătorii echipei de fotbal senior sunt din Târgu Ocna, cât și din alte localități, veniți la studii la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar. De ce s-a apelat la aceștia? Tot pentru că nu avem condiții la bază sportivă și nu avem un antrenor plătit care să facă antrenamente. Deci tinerii nu au avut motive să vină la stadion, respectiv la fotbal. Deci echipa de fotbal are nevoie de un antrenor care să fie plătit, eu știu, printr-un contract de prestări servicii sau angajat, pentru a se ocupa cu seriozitate atât de echipa de juniori, cât și de echipa de seniori. Trebuie să identificați și atrași tinerii din localitate care doresc să practice fotbal, efectuarea de antrenamente cu un grafic bine stabilit, care să aducă rezultate sportive
care să atragă publicul la stadion. Pentru a continua activitatea fotbalistică se numără rezultate bune, este nevoie de aprobarea de către Consiliul Local a unui buget anual de până la 100.000 de lei, 1 miliard de lei. Deci până la pot fi mai puțin, dacă să ne putem duce activitatea cu toate taxele care trebuie plătite și asigurarea condițiilor pentru sport. Acești bani ar urma să fie folosiți pentru angajarea unui antrenor. Vedeți, mereu spun de angajarea unui antrenor. Dacă este cineva cu un contract, atunci noi putem să-i cerem rezultate, putem să-i cerem să-i pregătească. De asemenea, sunt de plătit taxe și avize către Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Și aici am să vi le enumăr că fotbalul nu merge chiar atât de simplu. Pe ce se plătește la Agenția Județeană de Fotbal? Pe carnete de legitimare, pe viză anuală jucător, transfer jucător, cotizație anuală. Numai cotizația anuală a echipei este de 1.000 de lei. Cuprinde aici cartonașele și neprezentările. Dacă o echipă nu se prezintă la meci, este penalizată cu 2.000 de lei. Taxă comisie apel, taxă contestație, taxă IT, viza anuală a antrenor, barem arbitri plus observatori. Numai aici sunt 500 de lei pe fiecare meci. De asemenea, mai sunt meciuri de Cupa României. Și echipa noastră, ca și celălalt echipe, a fost înscrisă în meciul de Cupa României, că nu a reușit să ducă multe meciuri, dar fiecare meci a costat. La fel și juniorii C, care au 10 echipe, există meciuri de tur și retur și aici sunt bareme pentru arbitri. Nu mai spune de transport și altele. Deci, în afară de aceste taxe către agenția, către Asociația Județeană de Fotbal, avem și altele. Cheltuieli de transport pentru meciurile de plasare, întreținerea terenului, tușat, udat, prins gazonul. Avem nevoie de porți de fotbal, plase, panimane, asistență medicală la meciuri, vizita medicală a jucătorilor la fiecare 6 luni, așa prevede legea, și aici sunt cheltuieli. Amenajarea de vestiare, dușuri, cabine, pentru că și cabinele și dușurile aproape că sunt inexistente. Ei își răceau o apă într-o barie. Deci erau și pierde de apă și nici nu puteau să-și răcească un bidon cu apă. Deci suntem aici. Le trebuiesc echipament sportiv pentru fotbaliști și antrenori. Training-uri, tricouri, jambiere, ghete, adidas, minci pentru antrenament. Alte cheltuieli pentru activitatea fotbalistică, cheltuieli care pot să apară pe bani. Deci, de asemenea, se impune gestionarea membrilor organelor de conducere. Președinte, Consiliul Director, trebuie să avem, dacă se aprobă acest buget, trebuie să fim de acord cu un președinte, președinte al clubului. Și, în continuare, un Consiliul Director. Consiliul Director, scuzați-vă, este format din președintele clubului, din președintele executiv, care este șeful secției sportive. Noi la club ne avem de alte secții decât aceasta pe care doresc să o continuăm. Deci ne-ar trebui președintele clubului, un președinte executiv la secție, secția sportivă de fotbal, 3 membri. Și asta ar fi minimum pentru a fi o conducere clubului, care să-și asume responsabilitatea administrării și cheltuirii banilor publice, cu respectarea prevederilor legale. Având în vedere precizările anterioare, precum și discuții din cadrul ședințelor de Consiliu Local și luând în considerare preocupările administrației publice locale pentru încurajarea și sprijinirea obținerii performanței sportive în cadrul timpului orașului nostru, consider oportun inițierea și aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. În alte situații, să angajăm doar un antrenor și să renunțăm la echipa de fotbal senior, nu are sensul, dar sunt la dispoziția dumneavoastră cu fel și fel de întrebări care puteți să mi le adresați. Da. Pot să vă pun o întrebare? Vă rog, domnule. Deci dumneavoastră vorbiți numai de echipa de fotbal, făcând referire totuși la taxa de sport de 100.000. Sunt și alte sporturi mai valoroase decât fotbalul și care nu le se dă niciun leu. Să lăsăm rezultate, domnule Mădor. Să lăsăm pe domnul consilier. Când ați terminat acest răspuns? Deci, clubul nostru are mai multe secții. Asta este ultima secție care a rezistat. Bineînțeles că sunt pasionat și de sport și vreau ca această secție de fotbal să funcționeze. Ați văzut că și de zilele orașului Târgu Ocna am avut un concurs de șac. Putem avea și un club de șac, dar asta este un pas.
Este un pas, câte un pas. Mai spunem pe consilier, bine, a fost câștigat. Deci toate sporturile fac cinste localității, pentru că sportul e mai mare, da? Și asta. Da, vă rog, vă zic, 100 de mii de lei, da. Vă spun cum v-am mai spus și acum câteva luni. Este o sumă prea mare alocată fără. La prima... Deci sunt de acord ca 27 de mii, cum a zis doamna contabilă, 27 de mii să angajăm un om care să se ocupe de competițiile sportive, de echipa de fotbal. 27 de mii de lei sunt numai pentru a plăti o persoană. Exact. Dar sunt celelalte taxe, sunt celelalte taxe. Fotbalul cu ce se practică? Cu mingea, nu? Nu mă interesează de fotbal. Sunt prea mulți bani alocați, alocați unei echipe care nu are rezultate. Păi, și sunt alte echipe cum e judo, care au campioni europeni, da? Sau balcanici și nu are niciun. Noi vorbim de fotbal, nu înseamnă că nu vrem și alte activități. Dacă putem face fotbalul numai cu acest antrenor. Ei, copiii care vor să meargă la fotbal, merg și fac fotbal, dar fără a cheltui acești bani pe taxe, pe arbitri, pe... Păi și unde să îi înscriem? În ce competiție? Că trebuie să plătești. Să ne înscriem în nicio competiție. Păi și cu cine joacă? Cu țața la glaia? Nu joacă și între ei. Păi avem nevoie de competiție. De ce aveți nevoie? Păi nu putem fi izolați. Noi de ce nu putem? Oneștiu cum poate să fim izolați. Oneștiu cum poate fi izolat. Dar problema lor fi izolat. Dar vă rog, alte... Poftiți, domnule. Și fotbalul ăsta e greu, așa, care nu-l înțelege de obicei. Ăsta înseamnă un sport. Nicio competiție nu se poate face fără bani. La orice nivel, indiferent că e șac, și la șac îți trebuie o cutie să o cumperi cu piesele respective. Ca să promovezi sportul, și anume fotbalul care e în discuție, trebuie organizat. Exact cum zicea domnul Vice, nu poți juca noi între noi. Deci competiția se face de la județ, unde se plătesc niște bani. Exact cum vă explicat în material. Rog frumos, respectați regula jocului, dacă nu... Fără investiție nu se poate face nimic. Continuați. Deci e clară problema. Orice vrei să dezvolți, îți trebuie investiții. Fără investiții nu poți trece mai departe. Ce ne băgăm de colo-colo, vrem sau nu vrem. Deci asta e problema. Eu zic că ar trebui să susținem echipa și plus de asta că este taxa sport, se mai chema taxa grozavă, că asta s-a înființat în 2004-2008. Care și atunci au fost destule discuții, care nu era de acord, se oprește de la numărul de salariați, se oprește o sumă, dar care se adună niște bani. E vorba de 150, 15.000 până în 20.000 de lei pe an. Deci care vin din taxa de sport. Diferența, eu zic, chiar nu e atât o sumă extraordinar de mare la nivelul orașului Târgovna, ca să putem să ne mândrim, că dacă investești un banc, ai și rezultate. Nu investești, nu ai rezultate. Deci asta e problema. Mulțumesc. Dar pot fi domnul Pătile. Ilie, da? Domnilor colegi, am ascultat cu mare atenție și dacă vreți să recunoaștem un aspect, cei care mă cunosc, am făcut parte chiar dintr-o să zic, dintr-un colectiv care am pus bazele acestei activități la nivelul orașului, undeva pe la nivelul anilor 1994-1995. Chiar vreau să fac precizarea că am fost sportiv de performanță și înțeleg ce înseamnă chiar organizarea unei activități la nivel local. Vreau să vă spun din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru, să zic, dăruirea domnului Vice, primar, de a urmări activitatea, de a încerca să ne aducă niște date cât se poate de reale în față. Eu, personal, consider cu această sumă nu se poate ține o echipă la nivelul ăsta de seniori. Eu, din punctul meu de vedere, vă propun și sunt de acord cu acel antrenor, indiferent, să-l selectăm de unde doriți, din rândul profesorilor de sport, din localitatea noastră, să îl tragă sufletul și ața pentru localitatea noastră și pentru copii, pentru că ei sunt viitor. A cheltui banii, eu am văzut echipa noastră de fotbal și de a cheltui banii cu niște oameni care au ajuns la 40 de ani și care să-mi fie iertat cuvântul. Avem și noi o vârstă. Când am putut, am făcut sport.
când nu mai putem să facem lucruri, trebuie să recunoaștem și să facem un pas înapoi și să ne uităm la alții. Eu consider că trebuie să dăm credibilitate copiilor, să facem două echipe de juniori. Este, zic eu, după părerea mea, specialitatea domnului profesor, care să știe cum să împartă pe vârste, pe categorii, conform cerințelor, regulamentelor sportive și în ei să investim, dacă sunteți de acord, acești bani. Dar în seniori, în opinia noastră, orașul Târgu Ocna nu are forța economică, forța necesară cu asemenea sumă. Uitați-vă în toate orașele țării. Uitați-vă la echipe care au participat nu în Liga a 4-a, în județ. Au participat și au fost poate câștigători de cupe importante la nivel de Europa sau de, au făcut pași importanți în fotbal și au câștigat bani din activitatea asta și nu puțin. Probabil că acolo ar fi și alte aspecte care trebuie luate în considerare. Dar cu o sumă de acest gen, în opinia mea, cred că și acei juniori se vor ține destul de greu cu un antrenor care să aibă preocupare. Dar cred că merită copiii această investiție și nu aș introduce acești bani în acei oameni de la 35 de ani în sus, care ei consideră că mai poate să confere fotbal orașului și să mai atragă și spectatori cum se face prezentarea în material la stadion și să mai satisfacă probabil chiar cerințele știu eu localității a cetățenilor în sensul de a vedea un spectacol de calitate chiar și de 90 de minute pe stadion. De asta, dacă eu consider copiilor să le acordăm acest credit. Mulțumesc frumos! În 5 ani, investind câte 100 de mii pe an în echipa de fotbal fără niciun rezultat, da, îi se pare o sumă prea mare. Atât am văzut. Mulțumesc! Dar mai de copii, domnul Valiver? Problema este simplă. Dacă această autorele nu trece, echipa se redesfința. Deci e clar. Spuneam asta că are tradiția aproape 100 de ani. Au trecut prin dictator, prin comunism, a trecut prin război. Într-adevăr, nu s-a jucat fotbal, dar acum nu suntem în război. Dacă în comunism a putut fi ținut această echipă, acum noi vrem să o desfințăm. Deci e clar, dacă nu se votează, fără bani nu se mai poate. Deci până acum nu s-a creat niciun ban oficial din cadrul Consiliului Local sau a primării pentru această echipă, nu? În afară de taxa asta de sport, care știu că prin efortul domnului Grozavu sau altora s-a ținut echipa. E o echipă care are cheltuieli mai mari, e singura echipă sportivă care intră într-un campionat oficial. Deci nu putem compara sportul școlar care e altceva. Asta e un campionat oficial cu taxele care se știu. Dacă eram în Liga Campionilor, probabil taxele erau de un milion mai mari. Dar acum, la județ, astea sunt taxele. Deci, și e o emblemă a orașului, echipa. De atâția ani au jucat generații întregi la ea. Întrebări legat de sumă. 100 de mii de lei se pot face lucrurile, tot felul de lucruri. Dacă noi nu avem inteligența să folosim banii cum trebuie, poate nu vor fi 100 de mii, poate vor fi mai puțin. Sau fac din bani să investiți în infrastructură. Legat de dușuri alea care sunt din anii 70 sau... Cheltuielile cam sigure sunt un salariat care putem face și acea forma de a să ocupești de alte sporturi, să crească juniori, într-adevăr, și să avem echipa în continuare. Cel mai ușor în România și în văz și într-o una este să distrugi, să desfințezi, să închizi și nu e un lucru mai ales care ține de 100 de ani aproape. Și vreau, doamna secretar, ca de obicei să notați nominal votului, ca să știți noi cine sunt gropari în fotbalul lui Târgu Ocna, de echipe de fotbal. În rest, nu mai am ce să mai spun. Sunt împotrivă la ce se spune că a fi gropare fotbalului în Târgu Ocna. Dar cine îngroapă, cum se cheamă? S-au îngropat singur. Vă rog, lăsați-i dreptul unui. Nu cred că dacă nu o să se mai facă fotbal la nivel profesionist, adică pe bani. În Târgu Ocna înseamnă că s-a îngropat fotbal. Nu, sigur s-a îngropat. Eu cred că se face fotbal și în continuare se va face, vor fi echipele de juniori, vor face cei care îndrăgesc sportul ăsta sau nu numai ăsta, vor putea face sport în continuare. Aș fi de acord să se facă și pe bani, să-i stimulăm. Dacă într-adevăr aș vedea că la nivelul orașului Târgu Ocna s-ar manifesta o dorință acerbă la să se face sportul ăsta.
Fac comparație cu Brătești. A se vedea cum se face fotbal la Brătești. Uite că acolo, cu adevărat, se face fotbal cu suflet. Pentru că nu este organizată nici de la primăria Bărsănești, nici de niciunde. Oamenii care vor să facă fotbal cu adevărat acolo și-au făcut o echipă, și-au făcut club, și-au cumpărat echipament, se duc în deplasări, și suportă și fac cu pasiune și cu dăruire acest sport. N-aș fi împotrivă, încă o dată spun, de plată. De altfel nu fac o mărturisire. Anul, în 2013 și 2014, când eram director general la Salrom, am făcut lobby ca să se dea sponsorizare și am dat 140 de milioane de lei vechi în fiecare an, în perioada respectivă la clubul de Magura Târgu Ocra. Nu fac din asta un timp de glorie. Dacă nu se vrea, n-am văzut până astăzi. Păi suntem la, cred că, 2 ani de când tot discutăm problema echipei de fotbal. N-am văzut până astăzi pe nimeni din cadrul echipei de fotbal, nici antrenori, nici jucători, nici reprezentanți care să se bată pentru această echipă. Să vină aici să spună, băi fraților, haideți consilierii, haideți alături de noi, vă invităm la un meci de fotbal. Uitați, astea ne sunt rezultatele, astea ne sunt problemele care le avem. N-am văzut o mobilizare. Până acum ne-am frământat noi mai mult decât s-au frământat ei. N-am văzut dorința la backgammon, la judo, la alte sporturi. Am văzut, într-adevăr, au venit oameni aici și au cerut sponsorizări. În afară de domnul Grozavu, care până acum și-a spus, domnule, haideți să ajutăm echipa, haideți să ajutăm echipa, n-am văzut din partea celor care fac efectiv sportul ăsta. N-am văzut să vină aici să-și prăpăstă. De asta nu știu. Eu, părerea mea este că îl sponsorizăm sau îl plătim ineficient. Nu știu. Poate greșesc. Să ajungem din nou ce înseamnă să investești. Acum 12 ani, când am promovat echipa, am tras la serie și intrăm în divizia C. Asta a însemnat bani. Erau angajați 8 fotbaliști care erau angajați pe stat de plată. Plus, aveau premii de joc. Deci asta a însemnat investiția bani. Ai avut de cine trage. Și puteam intra în divizia C. Dar acum cum vrei să-i ceri rezultatul omului și când miri că de ce ești pe ultimul loc? Dacă el nu vine nici măcar să se prezinte la echipă, ce zice, bă, dar eu de ce mă duc acolo? Noi de ce venim la serviciu? Mergem la serviciu, să câștigăm un ban. Cu cât faci performanță mai mare, cu atât faci mai mare. Așa și la ei. Cum să faci performanță cu burta goală? Deci trebuie înțeleasă treaba că trebuie niște bani. Plecăm, să zicem că se aprobă 100.000 de lei, dacă trece. Și nu facem nimic, ne retragem la anul. Și așa turul este plătit. Turul este plătit, nu. Suntem la jumătatea campionatului, turul trecut. Mai este returul. Da, poftiți, domnul. Eu sunt unul dintre cei care am susținut echipa asta de fotbal al de zi. Și dați-mi voi să vă spun că de vreo 6 ani de zile, echipa asta era ca un bolnav de la bol. Și de la un an la altul, tot încercăm să supraviețuim. Tot eu am fost cu ideea de a aduce tinerii de dincolo la școala națională ca să putem avea o echipă de fotbal. Așa știți și dumneavoastră, că în toamnă târziu, deja trece jumătate de tur, rezultatele sunt sub orice critică. Oamenii de care, jucătorii la care se referă de Grozavu, erau așa cu 12 ani. Au mai rămas vreo 3-4 dintre ei care și acum au peste 40 de ani și încearcă și ei să supraviețuiască. Deci ne gândim foarte clar la viitorul acestei activități, dar nici nu putem să o continuăm în condițiile în care nu avem cu ce. Pentru că nu poți să faci sport, nu poți să faci fotbal, dacă nu ai o echipă, un fond de jucători. Ori la ora actuală, Târgu Ocna nu mai au acel număr de jucători cu care să-și permită măcar să deplaseze în fiecare deplasare pe care l-au făcut. Puncte pe care le-au pierdut de deplasare din cauza numărului redus de participanți care nu au întrunit numărul de apă să putea să intre în teren să fie minim 9 jucători. Vrem să facem sport în continuare, dar trebuie să ne gândim la faptul că au fost cluburi mult mai mari decât noi și au intrat în insolvență. Atâta vreme cât s-a putut face, au făcut. După aceea și-au încheiat activitatea din condiții strict bănești, financiare.
Dacă nu ai bani, nu poți să faci fotbal. Iar dacă vrei să faci lucrul ăsta de mântuială, dați-mi voie să ne facem de rest pe la toate comunele, când iau câte 7-15 goluri, câte toată lumea de noi, am încasat câte o frângere de ustură capul. Dacă mă ascultă cineva, e bine. Dacă mă ascultați, mă opresc și vă lăs să luați decizii. Trebuie neapărat să fie, într-adevăr, angajat un antrenor care să fie pe stadiul de funcție în cadrul jucării. Trebuie să continuăm activitatea fotbalistică cu tineretul care începe să-l aducem de lume. Din nefericire pentru echipa mare, care, de fapt, nu le mai reprezintă, numai au jucătorii în care să ne putem pune speranțele pentru perioada următoare. Și avem dovezi de anul anterior. Oricine vrea ce s-ar spune, am găfuit câțiva ani de zile la rând acolo la limită și în anumite conjuncturi pe care eu le știu foarte bine din punct de vedere organizatorii de club Bacău, că și ăștia, ca să-și adune bani, mor prin toate perioadele, să mai lasă o echipă acolo, să mai rămână, chiar dacă ar trebui să o scoată din competiție, nu știu de către. Haideți să terminăm cu coma în care ne aflăm și să pornim pe calea cea bună, de urmat, pentru că de fiecare dată generația tânără este cea care preia ștafeta. Mulțumesc. Sunt comentarii? Eu vreau să mai răspund aici. Nu vreau să contrazic așa ce supărare pe colegul meu de partid. Nu am înțeles de ce să angajăm un antrenor dacă renunțăm la echipa mare. Pe cine să ne antreneze? Pentru copii, pentru și ceea ce și de trebuie să inscriem în competiții, să le plătim vize, cheltuieli. Dar noi îi plătim în fiecare an, cu drăgăruță. Cei de la școala de subofițer, de la Tisești, dacă vine copiii 10 ieși, fiecare an să facem la expresia. Aici să vă spun și altele. Deci, domnul Măciucă, păi cum să spui cu atâta tărie că în fiecare an s-a dat câte 100 de mii de lei? Cum să spui așa ceva? Dar spune, cât s-a dat, domnule? Păi cum să lansezi o așa minciună în 100 de mii? De aia cere noi bani. Iar cum au pic. Deci cum? Eu te întreb, cum poți să spui asemenea minciună? Cât s-a dat, spune. Bun. N-ai spus, ai afirmat acum câteva minute că s-a dat an de an câte 100 de mii de lei? De aia suntem în situația asta cu echipa de fotbal, pentru că nu s-au alocat bani suficienți. Acești bani, 100 de mii de lei, exact cum a observat și domnul Antoiche Cristian, sunt și pentru vestiare, sunt pentru amenajare, că noi suntem într-o situație critică cu condițiile asigurate sportivilor. Antrenorul ăsta care a făcut serviciu voluntar, gratuit până acum, Gelu Colu, a trebuit să-i fi dat și lui o diplomă. A făcut-o gratuit, nu a avut nicio pretenție, adică au pretenție, dar nu a fost ascultat. Bun. Și eu v-aș cere să aprobați această sumă, pentru că urmărește și investiții la stadion. Iar antrenorului i-aș da sarcini. Faci antrenamente cel puțin de două ori pe săptămână cu echipa. El nu avea nicio motivație. Acum poate să primească o motivație prin indemnizația asta și este și responsabil în fața noastră cu rezultate. Urmează returul, acum, în martie. Dom'le, ești pe penultimul loc. Uite, ți-asigur, echipa mea. Dar fă antrenamente. Făcând antrenamente, ocupându-se de echipă, ai obligația să urci câteva locuri. Să urci, să nu fim de râs. Ei, la anul, ataci să promovezi. Da. Dacă să nu prea lungim cu bolile, dacă v-am ascultat o grămadă astăzi. Și nu o grămadă și eu. Da. Dar nu pune nimeni problema, nu pune nimeni problema, da? Dar nu fie alocată suma de bani la care ați făcut dumneavoastră pentru activitatea sportivă. Sub nicio formă. Nu vorbeam despre suma de bani alocată. Și probabil că asta va fi luată în considerare de executiv și la creionarea bugetului. Da? Mai discutat subiectul ăsta. Deci discutați de soluția cu angajarea unui antrenor fără echipă de fotbal. Fără echipă, cu echipe de junior, cu echipe de copii. Domnul primar în Consiliul Local anul trecut ne-a promis că cuprinde un antrenor în structurile primăriei. Da. Pun greșit? Mă rog, domnul, dacă îmi permiteți, succesul de disciplinat, greșit. Nu știu, acum sunt un pic surprins, că nu mă așteptam într-o campanie electorală care a fost foarte multă lume de cea spunea că vă face echipă din fotbal. Vreau să-i răspund domnul Scurtu, prima dată, domnul Aurel. A spus că nu știți dacă în oraș se vrea fotbal. Eu sunt, vin din oraș și vă spun că foarte lume vrea fotbal. Eu am lucrat la Doftana ca șef de post 4 ani de zile. Vă rog să mergeți în Doftana într-o zi de meci să vedeți ce atmosferă este acolo. Să vedeți cum se bucură lumea când merge undeva. Merg la domnul director.
Ce faceți pe echipele de junior? Dacă o să aveți echipele de junior, copiii va trebui să meargă undeva. Unde merg dacă ai echipele de senior? Aveți o dată, ați spus sumă mare. Păi n-au ce face copiii, vor pleca juniorii. Îți trebuie și echipele de senior ca să poți să-i lași. Acum suntem la mijlocul campionatului. Ar fi rușinos pentru Rașul Sârgovnea să se retragi în mijlocul campionatului. Acum, pentru returul cât ar mai fi, nu ar trebui o sumă mare. Vreau să știu că aveți dreptate, aveți experiență, știți foarte bine. Dar este păcat să se închidă aici. Iar cu juniorii, toată lumea zice junior, junior. Am tentat să pregătească cu juniorii. Ce fac juniorii când termină? N-au cum să n-are. La Onești nu mai au echipă, domnul Luțu, nu mai au echipă Onești. Au echipă de și nu mai Nu, eu nu permit să vă contrazic pe dumneavoastră. Ești rușit, eu vă spun din punctul meu de vedere. Dar merită să aibă echipă de fotbal, mamă. Mănăstirea Cașa are mănăstirea, să vă rog frumos. Mănăstirea Cașa are două echipe de fotbal, într-o comună. Am înțeles opinia asta. Asta vă spun, am zis de timp de la populație, vă spun, vreau fotbal. Ilie, dreptul la revers. Nu știu dacă să-l numesc dreptul la revers. Eu îi dau dreptate, nu domnul. Dar eforturile făcute de către oraș atâția ani n-au dat rezultate. Vă rog să dați voie, v-am ascultat. Vă rog să-mi permiteți. Am încă o dată aceeași, știu eu, remușcare sau, dacă vreți, durere în suflet când aud cât desființăm ceva. Sau expresii de genul gropare fotbalului. E extraordinar. Nu, mi se pare o, mi se pare o expresie răspompoasă pentru Consiliul Local Târgu Ocna, astfel de expresie. Nimeni nu vrea să îngroape nimic. Știți care este problema, domnul Antoni? Știu. Știu că își pusmează un miliard nu facem nimic. Nu rezolvăm nici problema echipei de seniori, nu vor avea nici echipament, nu vor avea nici vestiare, nu vor avea nici dușurile care spuneți dumneavoastră că sunt din 1970 înnoite, nu vom avea nimic. Ne vom târâ ca anii anteriori când venea domnul Grozavu și ne ruga la fel. Haideți, stimați colegi, să mai încercăm anul ăsta, să mai ținem echipa și dacă n-am dreptate, confirmați, vă rog, domnul Grozavu, când spuneați, haideți să mai înțelegem anul ăsta. Uitați că am înțeles, eu sunt al cincilea an numai aici și vă spuneam că de 20 de ani urmăresc fenomenul Târg. M-am dus de cel puțin, să nu exagerez, dar cred că m-am dus de cel puțin 5 ori când au fost meciuri acasă. Eu n-am văzut mai mult de 30 de persoane în tribună. Deci, domnul Terești, ce fac juniorii? Să dea Dumnezeu să avem valori. Uitați-vă, câți aveți sub 20 de ani în echipe? Dar vă rog să mă credeți. Câți jucători în Liga 1 vedeți sub 18 ani? Pentru că sunt valori. Dați-mi voie să se ridice unul. Să se ridice unul din Târgu Ocna și o să-și găsească loc, nu la echipa de seniori din Târgu Ocna. Se va duce la o echipă de valori. Avem dreptate, dar... Acolo se vor duce juniori. Și aia va fi mândria orașului Târgu Ocna. Aia va fi mândria orașului Târgu Ocna. Domnul președinte, nu mai sunt foare acum... O să-i cum întâmplă, dar când ați dar nu ține de continuarea ceea ce a afirmat domnul Dăriciu și n-au dreptate. De vremea când, într-adevăr, domnul Cozavu, care îl respectă după tot ce a făcut pentru fotbalul ăsta în Târgu Ocna, i-a alocat bani de 3 ori de 4 ori bugetul pe care l-a alocat primărie. Că, de fapt, jucătorii aia, o perioadă de timp, au fost angajați la diferite societăți și i-au luat fiecare și i-au retribuit cum au putut, dar după aceea toată greutatea a căzut pe spatele lui până acum vreo 2 ani de zi. Ei, uite că la un moment dat nu mai poate nici el să... Dacă ar mai fi încă vreo 5-6 ca Grozavu, în Târgu Ocna am putea avea echipă de 10. Dar nu am putea să spunești trebuie avea. Că toată lumea se plânge de bani. Aici e problema. Nu din cauza că jucători, vin jucători pe bani, dar numai generația de asta la 20, la 24 de ani, de la Onești, de peste tot. Că sunt, avem de unde. Dar cu cei plătești, că nu-ți vine niciunul pe dăpumat. Nu-ți vine așa în marte, auzi că trebuie omul așa vrea tot. Ce este esența așa, vreau să vă fiți domnul. În primul și în primul rând nu-i pasiune, domnule. Asta încerc să-i... S-a dus de mult pasiune. Te explic, domnule Tăneș. Nu vă supărați pe tine. Chiar eu nu sunt împotriva fotbalului.
Votați că nu sunteți împotriva dar, dar ideea este următoarea. Domnule, nici nu sunt de acord cu ceea ce spune, adică sunt de acord cu ce spune domnul Pochi. Suntem grobare fotbalului, dar care mor deja. Noi să vorbim, doar îi facem propăciunea, noi nu suntem criminali. Trebuie să înțelegeți că noi nu suntem criminali, ăsta e decedat deja. Păi nu votați atunci. Cu 30 de oameni... Cu o injecție, cu 30 de oameni în tribună și cu 5 jucători din Târgu Ocna, nu putem să spunem că avem fotbal. V-am dat exemplu mai devreme cu Brăteștiu, acolo se face cu pasiune, la Bogdana. Arătați-ne că este pasiune și pe minutul meu fac lobby ca să le dăm bani. Dar dacă nu e pasiune, ce să faci? Mulțumesc. Aș vrea să subliniez că pot veni problema care e desfășurată acum. Dacă îngropăm, desființăm echipa de fotbal, atunci se duce, mă scuzați de expresie, naibii și stadionul care este cel mai frumos teren, gazon, din județul Bacău. Nici municipiul Bacău nu are acest gazon care îl are Târgu Ocna. Neavând echipă de fotbal, se duce de râpă gazonul, nu vom mai avea vestiare. Poate că să mai întrunesc noi echipe acolo și să mai joacă un fotbal. Unde să mă duc? Să mă duc jos la Creangă să joc pe gazon, pe stadion artificial? Când eu o am aici, natural? Haideți să nu desființăm, nu înțeleg de ce? Eu nu vreau să dau într-un partid sau un altul. De ce oare PSD-ul ăsta desființează tot și strică tot în România? Toți ne-a spus președinte. Nu se poate așa. Am înțeles esența, vă rugăm. Roșinică, supune la vot Domnul președinte, aici, domnul aici e drept, așa și după aia. Domnul prieten, vă bucur, folosea expresia exact de bani pentru fotbali și cu creații care se poate da, dar atât din banii ăștia pentru fotbali, de fapt, nu ajunge lor în buzan niciun leu. Da, așa, domnule, bani pentru fotbali. Deci nu iau niciun leu, deci din banii publici nu se dau lor bani. Pentru infrastructură, pentru echipamente, pentru și. Într-adevăr, arta unui președinte este să atragă fonduri din alte părți, care au făcut domnul Grozav Atan și poate mai găsim unul la fel, măcar pentru premierea fotbaliștilor, într-adevăr. Dar dacă noi n-am investit bani, cum vrem să avem rezultat? În cer vicios, nu faci bani, nu sunt rezultate, nu sunt rezultate, nu vin bani. Deci asta e problema. Cine, că noi, în afară de domnul Terer, nu văd pe niciunul, niciun cetățean din Târgu Ocna. Ce vreți, Mitic, domnul? Vreți un Mitic să vină spune? Nu, dar mă, stai cu cine. Toată lumea spune, mă, nu trebuie să mă vadă. Spuneți, domnul consilier. Mulțumesc, vă rog să iau cuvântul, nici nu știu ce să mai spun. Constatăm cu amărăciune că stațiunea de interes național Târgu Ocna, în curând sau în momentul de față sau în curând, mă rog, nu mai știu, nu va avea echipă de fotbal, nu mai facem sport, nu avem activitate culturală, vă rog, nu v-am întrebat, domnul consilier, activitate culturală la Casa de Cultură nu avem, vorba unui coleg de-a meu, nu cred că există cineva să vă poată spune așa. Turism facem cum apucăm. Mă rog de Salina care ne salvează și suntem stațiune de interes național. Păcat că nu are cale de acces decentă acolo, dar mă rog, sperăm să avem în curând. Așa că, ce se face? Sport nu, fotbal nu. Poezie, nu? Nu vă spun și eu două cuvinte. Nu spun nimic cu legătură cu fotbalul, o singură rugăminte. Nu mai cumpărat cu Tatiana Mănăstirea Cașin și cea mai curul Boini și cea mai aici cu Târgu Ocna. Lăsați Târgu Ocna să vă rog. Cumpărați Târgu Ocna, eu știu, cu orașe mai frumoase, cu Brașovul, cu... Nu cu... Mai e, mai o să ne vină de urmă. Mai e. Facem efort. Hai că am plăcut că aveți o... Haideți să rămânim câteva lucruri, că văd că trebuie să puțin neclar. Deci primăria a cheltuit anul trecut cu stadionul 56.823 de lei, cu sălile de sport 137.474 de lei, în total 194.000 de lei. Deci aproape 2 miliarde fără 6.000. Am încasat din taxa de sport 18.708 de lei.
ca să lămurim lucrurile. Adică nu că nu vrea nimeni nici să desfințeze, nici să îngroape fotbalul, dar poate să funcționeze în continuare așa mulți ani și bine, dar nu funcționează în condiții normale. Și acum, sigur că domnul viceprimar a vrut să vă atragă așa într-o cursă, i-a dat titlul proiectului privind continuarea activității fotbaliștii seniori. Da? Dar dacă citim articolul 1, spune alocarea sumei de 1000 de lei din bugetul local pentru 2017 vederea susținerea activității fotbaliștii, și la articolul 2 spune sumele prevăzute la articolul 1 vor fi alocate clubului sportiv Măgura Târgovna, numai dacă sunt îndeplinite condiții legale de funcționare, administrare și reprezentare acestea. Asta votează dumneavoastră. Da? Nu desfințați în rugăciunea, nici în mormântarea, nici parastasul. Și acum să discutăm lucrurile așa cum sunt. În 2002, când am înființat cu numele, echipa, ne-am dus cu fanfară, toată lumea acolo prezentă. Și să știți că am susținut această echipă. Și în 2007, când am făcut clubul, la fel am susținut și am spus, mai am și lucruri sportiv. Dar din 2007 și până acum, în afară de domnul Grozacu, domnul Luciu, când a fost să facem acest club, că votăm banii, se intră în clubul, există clubul. Există doar în statut. Pentru că l-am adus pe Pavalai, am rugat pe toată lumea, domnule, haideți să funcționeze acest club. Pentru că noi nu mai putem plăti ceva ce nu e regulă. Nu puneți 100 de mii, puneți 500 de mii. Dar dați-le clubului. Și ei, conform legii contabilității, cheltuiesc acești bani. Nu mai putem semna arbitrii și putem semna cheltuieli dacă nu e regulă. Și atunci eu rog pe toți amatorii din fotbal și pe dumneavoastră, domnul Terci, înființați clubul, alegeți-vă președinte, vicepreședinte, comisii de cenzori și ce trebuie acolo. Consiliul local vă dă bănuții și răspunde, nu mai răspunde salariatul din primărie și cu primarul că semnăm arbitri. Păi nu pot eu să semnez. Atenție la Năvodar. Atenție la Năvodar, atenție la Ploiești, atenție la ce mai discutăm. Pentru că nimeni alealul nu mai poate să dea. Că știți cum făcea, câte un tabel, nu mai punem acum cum a făcut. Și a susținut echipa asta. Nimeni de aici nu vrea să nu susține echipa. Dar haideți să vedem și rezultate. Pentru că a mai zis cineva aici, avem mai multe sporturi în oraș, noi susținem sele de sport. Avem și rezultate la judo, avem și la taekwondo, avem și la atletism, nu mai vorbim la atletism, chiar avem sportivi care nu cheltuim atâția bani. Dar asta nu înseamnă că orașul nu susține sportul. Și încă o dată vă spun, acei 560 care folosim la stadion este pentru cine stă acolo și sigur că mai trebuie multe de tot. Dar haideți să fim în regulă. Și ce spune domnul Tereș, care un meeting de susținători ai fotbalului, prima ședință haideți să o facem cu acești susținători. Alegeți-vă președinte, alegeți-vă tot ce trebuie acolo, conducere, și când aveți personalitate juridică și cont, Consiliul Local aprobă suma, am virat-o, zare bună și răspundeți ce a făcut. Dar nici nu putem să ne asumăm noi răspunderea, pentru că a văzut, s-a încercat. Și cu Cristi Ciubotaru să fie președinte, și cu Nuțu să fie președinte, și cu Grozavă să fie președinte, și cu Danilă l-am avut președinte, și pe Pavalache l-am rugat să vină. Ceva se petrece. De nimic cum? Da, da, și pe Antoși. Haideți să pierd. Dacă l-acceptam, dacă haideți. Uite, ne propunem acum. Păi stai, stai, pe nu așa. Și atunci, dacă funcționăm corect și legal, dăm bani. Da? Deci haideți, vă rog frumos, să facem așa cum este corect. Iar această hotărâre, dacă citim articolul 1, articolul 2, el spune regulă, dăm 100 de mii clubului sportiv. În condițiile în care clubul funcționează corect. Da? Titlul cred că e puțin așa la derută, să-l văd și-a venit cu ghirea, cum spune, că PSD-ul mormântează tot în țara asta, Nicule. Deci ați făcut din această problemă o problemă politică. Dar îl rog pe domnul Roșeț, care este, să vă spun eu, cel mai în măsură să spună, dacă o persoană juridică, care are doar statut și are toate organele abilitate, comisii de cenzori, consiliul de administrație și mai trebuie acolo, poate să primească niște bani. Iar în ceea ce privește, să mai dau răspuns, am promis data trecută, domnilor, că luăm antrenorul și-l angajăm. Nu vrea nimeni
Am avut dreptate domnul Crozanu când a spus. Erau trei angajați la primărie care jucau fotbal. Nu mai vrea nimeni să lucreze pentru el. Gata. Știți că așa am fost noi. Până și până în 89. Fotbaliști erau fotbaliști. Ponta acolo și el mergea la fotbal. N-a mai vrut. Și antrenorul a fost tot angajat la primărie muncitor. Dacă vreți să continui activitatea și pentru antrenor, avem următoarea formulă. Intrăm peste o lună cu organigrama în consiliu. Facem post de antrenor și nu altceva și îl plătim antrenor. Nimeni nu mai riscă să plătească o persoană muncitor calificat sau necalificat și să stea pe stadion. Asta dați povestea. Și atunci angajăm și suntem în regulă și cu antrenor. Dar numai în aceste condiții. Da, mulțumesc. Poftiți, domnul. Mulțumesc domnului primar că m-a băgat în seamă din nou. Și cu toate că nu vreau să discut prea mult pe această chestiune. Dar cine a mai spus domnul primar? Că cumva ni s-a întins o cursă. Cuvintele vă aparțin. Și mi-am pus legitima întrebare și am discutat-o în comisia juridică. De ce de această dată domnul primar nu și-asumă responsabilitatea ca inițiator? Lăsați-mă să continui ideea. Și mi-am dat singur răspunsul cu ajutorul colegilor din comisie. Păi să mănânce și domnul viceprimar o pâine. Înțelegeți dumneavoastră? Că i-a dat și dumnealui o responsabilitate prin decizia de repartizare a atribuțiunilor. Sau cineva spunea din comisie, fișa postului. Dar ce ne mai spune domnul primar? Vedeți că la articolul 2 există o subtilitate. Subtilitatea, nu știu dacă îi aparține domnului Drăgănuță. Nu știu. Ridic un semn de întrebare. Numai dacă sunt îndeplinite condiții legale de funcționare. Păi ce ar fi trebuit să spună inițiatorul, comisia de specialitate sau compartimentul de specialitate? Sunt sau nu sunt îndeplinite condiții legale. Dar domnul primar ne-a scos din această cursă și ne spune: domnule, noi nu ne mai asumăm răspunderea, și bine ați făcut de data aceasta, să mai semnăm alocarea unor bani pentru nu știu ce. Dacă se, prin bugetul local, se atribuie sau se alocă acești bani clubului, de aici încolo, clubul, prin organismele lui, îi gestionează și răspunde. Asta am înțeles, nu? Da. Și așa ar trebui să fie. Da. Mai vreau să dacă ne aducem bine aminte, cum a fost pe timpul comunismului? Că toată lumea a zis că a fost atât de greu, acum numai lapte și miere curte. Așa e bine acum. Totul desființăm, o să ființăm. Că așa promovăm noi România. Așa se vede din unele persoane. Cum pe timpuri orașul Târgoviște avea 7 echipe. Întreb pe domnul director de la Salina, știe că echipamentul și mingele de fotbal erau plătite de Salina și nu de jucători? Știe că pleca antrenorul care era maestru la Salina și când avea antrenament își făcea învoierii de la serviciu și lucra, mergea pe stadion? CPL-ul avea echipă, Igo avea echipă și erau bani atunci. De unde erau? Acum, de exemplu, să și eu lucrez la o societate. Eu îmi iau angajamentul că un jucător îl angajez la societate. Deci un jucător că sta de plată și va fi plătit lună de lună de la societatea care este. Și ar fi mulți care, de exemplu, luăm Cupto, care strânge gunoaie în orașul. Avem doi directori. Oare nu poate angaja să susțină un jucător de fotbal? Au salarii de doi directori. Asta înseamnă peste 3.000 de lei pe lună. Ceea ce spuneți dumneavoastră este ilegal. Ce e ilegal? Adică nu dai voie să angajezi un om sau cum? La FUP, la societatea... Nu, i-am spus ca idee. I-am spus ca idee. Nu e ilegal, că-s doi directori. Nu că-s doi fotbali. Deci la o unitate mai mare. Sau Salina ar putea să-și ia angajamentul? De un jucător. Ce mai
Vă mulțumesc frumos că mi-ați adus aminte. Salina avea o echipă și pe bună dreptate știu, dacă m-ați întrebat, vă răspund. Că știu. Este adevărat că eu am venit mai târziu în oraș ca unii din alte părți. Dar vreți să vă spun, eu și acum am un tricou de echipei Salina. Și dacă vreți să vă spun, eu vă dau doi jucători de pe timpul ăla. Îi pun la dispoziție, am angajat, îi plătesc și îi dau pentru că, vă spun de ce, încă-s mai tineri ca unii, care mai sunt astăzi în echipă. E bine? Bine. Cu mare plăcere, începând din ce dată doriți să-i aveți la dispoziție? Din martie, de pe 1 martie, vor fi prezenți cu mărțișoare la mână și cu mărțișoare pe stadion. Vă rog frumos să mă credeți că vi-i dau și nominal, dar vă păstrez o surpriză. Da. Și să știți că chiar au fost apreciați ca jucători la vremea respectivă. Da, domnul Drăgănuț. Da, constat că au fost discuții în toate felurile, să zic așa, cu sferșcă de stări de emoții. Eu vă spun cu toată sinceritatea că îmi doresc să continui activitatea clubului, special activitatea fotbalistică, și nu văd decât varianta aceasta. Consiliul Local să aprobe suma, până la suma aceasta de funcționare, pe care o pune la dispoziție activității fotbalistice, iar această sumă să poată fi accesată de către cei care vor conduce clubul. Nimeni nu a vrut să conducă clubul până acum pentru că nu aveau sumele minim necesare pentru a funcționa. Dacă această sumă ar fi aprobată de dumneavoastră și eu l-aș întreb, domnul Terești, sunteți interesat de fotbal, ați vrea să fiți președintele clubului? Din seara asta, dacă sunteți un tânăr pensionat. Ați găsit o echipă cu care să funcționeze clubul? Cum legătură cu împreună? Atâta, când echipa administrativă a clubului ar fi pregătită, ar veni în fața noastră și noi am aprobat echipa și cu acești bani. Să văd pe dumneavoastră dacă va fi o nouă echipă administrativă și o să aprobați banii acești bani. Dar ce poate spune atunci? Se desfințează pentru că copiii ăștia începe numai de... Începe ca numai de... Deci... Ok. De aia v-aș vrea să aprobați această lucrurile. Rămâne să decidă Consiliul Local asupra... Am văzut pe domnul Grosavu cu intenția de a continua activitatea fotbalistică. Și noi înțeleg pe ceilalți care îl laudă, dar de fapt noi susțin activitatea. Trebuie să clarificăm problema asta, pentru că sunt și în hotărârea proiectului de hotărâre, articolul 2, care se referă la organigrama de funcționare a acestei asociații și dacă într-adevăr clubul are o conducere, credeți-mă că și eu... Păi noi spunem, această sumă va fi dată clubului numai dacă vorbim de prin condițiile administrative. Acest club este înființat în 2007. 2007. Clubul mă dura, potrivit când e doamna Corina, pe vremea când era... Bine, funcționează... A fost modificat, după aia s-a modificat de plin. În 2009. De 2009 are toate partea de organigramă și chestiunea de funcționare financiară și până în momentul de față n-am reușit niciodată, deși buget a fost aproape la fel în fiecare an. Hai să vedem, dacă domnul tine și asumă responsabilitatea și-și face o echipă, este pericol, șeful domnului, este pericol dacă domnul să nu susțineți, acum se desfințează. Și nu mai ce înființa, că la peste 2 ani se va doar să știți foarte bine la eu știu treaba asta, dar dacă ți-a spus răspunde, nu poți să faci treaba asta. Trebuie făcut ceva pentru ăla, nu sunteți dragos. Nu are nicio legătură. Hai să începem.
Hai să cerem punctul de vedere și a doamnei secretare, să zicem de punctul de vedere și nu cu da sau împotrivă. Cum ar trebui să fie ca să puteți lua o decizie? În primul rând, funcționeze acest club, așa cum spune legea, să aibă organe de conducere, să avem care să administreze bani, să primească bani, să-i administreze, să facă acele rapoarte de activitate către Consiliul Local, să facă bugetul de venituri și cheltuieli, care să vină în fața Consiliului Local și să... Primul pas ăsta ar fi organizarea acestui club. Da. Și dacă el este organizat și funcționează conform legii, atunci finanțarea... Este doamna Ana Vichiseanu, curtea de conturi de fiecare dată, ne-a pus semne de întrebare când s-a pus problema cheltuirii banilor pentru sport. De fiecare dată am dat-o după vară, cum am reușit, ca să ieșim la un nivel. Este, doamnă? Nu știu, dar sumele nu au fost la nivelul celor care ar trebui să fie printr-un adevărat club. Exact. Pentru că noi nu am plătit antrenori, noi ne-am rezumat la anumite cheltuieli, transportul fotbaliștilor și plata cotizațiilor acelea la cheltuieli de sport. Dragi colegi, eu vă propun următoarele. O secundă, domnilor. Să fim foarte clari. Clubul poate funcționa și în retur, așa cum a funcționat în tur, în condițiile de acum. Dar haideți să, domnul... Hai, eu vă fac următoarea propunere. Vă fac următoarea propunere, dragi colegi consilieri. Să amânăm pentru o altă ședință și până atunci, oamenii iubitori de fotbal să facă dovada că pot să se organizeze, să fie... Da? Domnul Oterești. Vreți dumneavoastră să fiți... Am în cadrul ăsta discutat. Da, ok. Da. Să fiți unul dintre cei care... Da, să... Da, sunt de acord cu cum a spus. Problema era să nu... Să ai cu ce continua returul. Și dacă continui returul ăsta... Cine v-a spus că se desfințează, domnule? Dar a spus că se desfințează. Dar nu poate să, dar nu poate să susține activitatea dacă n-ai niciun ban. Răsunt în cote. Ei nu s-au dus la mediu din cauza că nu au bani. Acum, dacă ne ajută cineva urgent, să le plătească ce au avut albitri și asta îi desfințează. Deci nu că îi desfințează primăria. Ascultați-mă, îi desfințează la vacuul. N-are cine semnează. Domnul, nici nu mai semnează. Asta e problema. Da, da. Deci, propunerea este... Domnul, nici nu mai semnează. Problema ca până la ședința de luna viitoare să fie o echipă de buget. Până la ședința de buget. Să avem o echipă administrativă formată din președintele clubului, președintele executiv al secției de fotbal, trei membri. Este mine. Și un trezorier? Și un trezorier. Dar, Bobice, știți ce înseamnă și ce spune statutul? Până ne foim noi și ne dăm de colo în colo, la două neprezentări, s-a desfințat echipa. Așa spune statutul. Dacă ai două neprezentări, trebuie desfințat ca echipa. Deja o neprezentare are. Mai urmează, s-a desfințat echipa. Nu trebuie să desfințează, s-a desfințat de patru ori. Vă rog, domnul președinte, să-l permiteți. Deci, dacă dumneavoastră doriți ca activitatea din fotbal să continue în oraș, ascultați-mă un pic, domnul Oterești, că nu se votează așa votează. Eu cred că dacă... Trebuie să știe exact ce votează, ce să voteze. Să voteze, să dea clubul care nu există. Haideți atunci facem așa. O să consemneze în procesul verbal. Plătim taxa, mai facem cum am făcut până acum. Plătim taxa la arbitri să poată continua, dar până la ședința de buget, doritorii de fotbal se adună și votează așa cum spune statutul, organismele de conducere a acestui club, da? Și după ce s-a înființat, ne științează în Consiliul Local, să prezintă președintele, trezorierul, comisii de cenzuri, ce spune acolo clubul, și la buget alocăm suma care trebuie ca să funcționeze pe termen. Și eu cred că este soluția cea mai bună în faza de astăzi și sigur că toată lumea susține activitatea sportivă, susține, da? Da. Dar nu ca un exercițiu era bun pentru o votare. Suntem care era pentru și care nu. S-a văzut și discuții. S-a văzut și discuții. Ca să știm pentru o votare. Nu facem asemenea exerciții pe o termenie care nu poate fi. Haideți, eu tocmai de ce am intervenit, că putea să nu intervin. Dacă știm textul hotărârii care sunt pus la vot, el este cum este și nu cred că e corect. Consiliul local să fie pus acum sau fotbalul
se transforme într-o dezbatere politică între noi și nu e regulă, da? Da, dacă chiar am vrea să punem pe cineva în situație de preocupă. Da, putem să o punem. Poate am aprobă și după aceea să vedeți cine acordă, semnează și va fi controlat de Curtea de Conturi dacă deci, a dat în condiții de hotărâri. Deci, exact, de la răspuns. Deci, oricum, dacă aprobăm, nu e bine. În concluzie, lucru bun la noi. Da. Sunteți primul propun, supun reaprobare, amânarea acestui proiect în condițiile discutate cu menționarea în proces verbal ca până la discuția bugetului să suportăm cheltuielile față de Asociația Județeană de Fotbal. Atât de exact. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Am rugămintea către domnul primar cu o propunere referitor la strada Victoriei. Ar fi cazul să-i schimbăm denumirea în vechea denumire Carol I, așa cum este nevăzut și în aceste tablouri gen poză. Eu zic să terminăm cu denumirea asta comunistă, Victoriei, Flacăra, Roșiatica. Haideți să venim un pic la istoria care a fost și a reprezentat orașul Târgu Ocna. Sunteți de acord, domnul primar? Sunt de acord, dar asta nu-i propunerea noastră, e vechi, domnul. A preluat acum noastră. Propunerea este veche, împreună cu specialiștii, cu domnul Iosor Stoica și cu ceilalți care au făcut și schema orașului și să vedeți cum fac și eu carte acum. Vom trece toate străzile, vom încerca să le propunem toate, pentru că ele implică niște cheltuieli și va trebui hotărârea noastră, hotărârea legală, expoziție. Și prevederi legale. De acord, dar o să încercăm să facem acest lucru în momentul când se va termina proiectul, poate reușim și acest lucru. Discutăm acum și Târgu Ocna, să vedem exact cum e bine să schimbăm din I din I cu I din A. Sunt mai multe discuții cu domnul profesor, ca și steagul care l-am adus data trecută. Astea toate sunt într-un pachet pe care noi le analizăm și o să venim cu o propunere corectă, legală și atunci vă supunem. Să luați în calcul, domnul primar, și parcul Mângura. Totuși, Năstăsache, când l-a adunat comunității, a avut și dânsul pretenții să se cheme, să-i poarte numele. Dacă ne aduceți documentul, să aveți în vedere, n-am spus că... Dacă în document scrie așa ceva, o să ținem cont de el și legal. Documentul de donare. Apropo de domnul Năstăsache, un urmaș al dânsului, da? A venit azi la primăria Târgu Ocna și s-a oferit să facă proiecte europene cu plata la succes. Adică în momentul când se implementează un proiect, va fi plătit din fondurile europene. Domnul Chibotaru știe mai mult, nu poate spune. Știți, la asta se completează la și... Știți, n-aș vrea să transformăm aici, când fiecare din noi putem să găsim în agenda noastră a prietenilor, cunoștințelor și relațiilor, de o persoană care gestionează o anumită activitate, construiește o anumită activitate, rezolvă o anumită activitate și pentru un simplu telefon a venit astăzi un cetățean, stingher, la noi și a zis, bună ziua, am fost trimis de către domnul consilier Măciucă la dumneavoastră ca să fac proiectul. Perfect. Bună ziua! Reprezint o firmă de la Panciu pe care eu o gestionez și mă interesează proiecte de anvergură, de natură, infrastructură mare, ca să știu că dacă vin sau să dau sigur costurile. Eu, prin natura activității, fac proiecte pe fondurile structurale. Și am spus, da, suntem deschiși, așteptăm orice propunere de la dumneavoastră. Acum avem o echipă din colegii de-ai noștri care astăzi au fost la Piatra Neamțului pe depunerea unor documente în vederea accesării unui proiect POR, exact pe infrastructură. Ceea ce vedeți dumneavoastră și documentele care s-au aprobat astăzi fac parte din această procedură, dânsul s-a uitat, a zis, da, mă scuzați, o să vă mai contactez. Și am vrea să transformăm acum, când fiecare de noi chemăm pe câte un domn, săracul a făcut un drum de la Panciu până aici și a fost pus chiar într-o situație total neplăcută. Ați avut o înțelegere cu el, că veniți în pace, dumneavoastră n-ați venit. Nu aș vrea să transformăm executivul. Nu. Deci o să vină data nu de va întreba. Da, vă rog.
M-am întrebat. Ați spus problema care nu este adevărată, dar nu vă las să vorbesc. Deci n-am vrea, și v-am mai rugat, nu mai porniți discuții ca și cum. Executivul este hoțul numărul 1 a orașului, executivul este incompetentul numărul 1 a orașului, dumneavoastră aveți toate soluțiile, dumneavoastră aveți toate cheile și nu le găsim. Le lăsați pe undeva pe aici pe la noi și noi suntem, nu suntem în stare. Haideți să procedăm corect. Am avut o discuție și pe acolo cu dumneavoastră. Când v-am spus că proiectele care încep acum implementarea lor, implementarea durează 2 sau 3 ani pentru că așa sunt construite. A schimbat la mine și a spus că habar nu am. Da, 4-5 ani. Și așa va fi. Da. S-a schimbat la mine și a zis că hai băi, du-te de aici. Nu am spus, a spus alții cum reușesc să facă un proiect într-un alt loc. Nu vreau să intru în polemică la mine. Vă mulțumesc. Am și eu o problemă care chiar cred că prezintă un grad de... Dom'le, Casa de Cultură, ales un oraș turistic, să aibă o echipă care să recite o poezie în vacanță, în bolul de acolo, e și eu și tot. În afară de faptul că, uitați, orice, nu știu, putem mai aspecta pe noi noștri. Sunt destui care se amatorzează la o plimbare pe bulevard și să meargă la Casa de Cultură să asculte o formație. Da. Da, domnule, haideți să vă răspund. Cine m-a de Casa de Cultură. De Casa de Cultură. Haideți că e bine. Domnul Cosile, este bine să vă informați, pentru că dacă nu cunoașteți exact situația, ajungeți în situația în care a fost astăzi acest om care a fost bine intenționat. Trebuie să înțelegeți un lucru. Nici o achiziție făcută de primăria Turcoca nu se face decât pe seară. Nu negociem aici la privire primarul, pune-l pe ăla, pune-l pe ăla, deci se scoate, avem planul de achiziții, se scoate la achiziții, vin societățile. Deci nu ca să lămurim chestiunea asta și ca să nu strige cineva și este oarecum rușinos. Așa ești în Consiliul, nu mai ești și bani de acolo și măcar mai înțeles sistemul cum funcționează. Dar asta e altă poveste. Cu Casa de Cultură. De ce dată aveți concursul Casa de Cultură? Pe data de 8 martie avem concurs pentru Casa de Cultură. Cred că vor veni persoane pentru ocuparea. Pe cât? Pentru postul de la Casa de Cultură. Pentru un post de la Casa de Cultură. Ce fel de post? Referent. Deci, noi nu avem șef director de Casa de Cultură, că este în subordinea Consiliului Local, dar va fi un șef la Casa de Cultură. Un referent care trebuie să aibă studii în domeniu și credem că activitatea se va derula în condiții mai bune. Casa de Cultură. Domnul Urs. În 2009, 10 ați început proiectul, da? Suntem în 2017. Când? 2019, da? Deci sunt 2017. De ce vă spun că aceste proiecte durează mai mulți ani? S-a licitat, acum este predată, da? Nici nu putem desfășura multe activități, pentru că Casa de Cultură este predată Companiei Naționale de Investiții, care este în fază de licitații. Dar vedeți? Nici măcar nu știu, chiar dacă îmi pune cineva pistolul la cap, n-am de unde să știu cine va face Casa de Cultură. Pentru că licitația o face Compania Națională de Investiții, ei fac licitația, ne vom trezi cu un constructor care vine, așa cum și pe străzile. Totuși, la un moment dat, s-a întrerupt acolo. Pe Sandor, am modificat proiectul. Au fost mai multe discuții. S-a continuat, nu am întrerupt nimic, nici cu ANL-ul. ANL-ul am dat terenul din 2010. S-a modificat proiectul și ulterior s-a revenit la proiectul. Nu, da, n-a fost finanțare, domnule. N-a fost finanțare până acum. Când a fost finanțare, noi am mers în continuare. Deci n-am întrerupt nici un minut Casa de Cultură. Tot a decurs totul normal. Deci nu poți. Odată ce te-ai angajat să faci un proiect, nu poți să te retragi. Și acum licitația o face CNU, va veni la Casa de Cultură. Nu putem. Și terenul de lângă fosta policlinică, stă tot din 2010-2011, e predat la ANL să vină să facă bloc. Noi aici nici nu putem face multe spectacole, dar o activitate se poate face. De exemplu, am stabilit acum zborul de la Biserica Răducanu. Va face repetiție aici. Se fac marțea niște dansuri tot aici în Casa de Cultură. Însă când va veni constructorul, o să întrerupim această activitate. Dar noi sperăm că vor veni persoane care la concurs și poate va reuși la examen o persoană care să aibă o activitate mai bună la Casa de Cultură. Cam asta e problema cu Casa de Cultură. Au mai fost și alte întrebări și probleme. Ce puteți să spuneți despre cinematograf? Cinematograf. Este în într-o stare. Cinematograful a fost, este proprietatea statului român.
a fost în administrarea Cinema Film. Noi am făcut intervenții ca să luăm la primărie. În prima fază ne-a fost cedat. Am apucat să facem expertiză tehnică și să putem face ceva. Cinema Film a dat în judecată, ne-a dat în judecată pe noi să le ia înapoi. Până nu când se rezolvă problema juridică, nu putem să-i facem nimic. Și suntem în judecată. În ce stadiu de proces? În 2016 a apărut o lege cum că ar fi permisiv, înainte să reușea numai prin hotărâre de guvern, așa au făcut cei de la Mulmești. De ce n-ar trebui să plătească și un ban la, la Consiliu? Și sunt destul. Și o altă firmă, deși și impozitul pe mașină îl plătește la Târgoviște sau de unde sunt ei, MAF-ul ăsta tot ocupă locuri de parcare și, și în piațetă și, și sus la autogară. Deci ar trebui să plătească și o taxă cum plătesc taxiul. Am venit în casă de noi aici avem o problemă, ne fiind autogară, nu poți să iei taxa de autogară pentru că trebuie să iei la taxi nu iei autogară. Taxa de autogară pentru că atunci trebuie să ai permanență, să asiguri personal permanent și numare de autogară. Dar o să vedem pentru că dacă s-o muta centru acolo la autogară, va câștiga taxiurile, vor merge acolo și va avea mai bine acel loc. Dar parcare pot plăti. Ne bucurăm că sunt mai multe acum, că într-o perioadă nu era niciun. Dacă sunt mai multe, să mergem și sunt casă. Da, am observat că s-au făcut achiziții și a venit o firmă care ne rezolvă cu câinii comunitari. Când vedem în, în realitate o, o problemă care o vedem rezolvată? Reactivitatea câinilor comunitari este concesionată, este concesionată către companie de utilități publice. Vă rog să vă întrebați că sunteți acționari. I-am întrebat domnul, de 7 luni de zile le-am cerut 2 documente și nu mi s-au dat. La primăria Târgovna mi s-a dat următorul răspuns. Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră de a vă furniza informații conform legii numărul 544/2001, vă facem precizarea că dumneavoastră aveți calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local și informațiile solicitate vă vor fi prezentate în cadrul ședinței ordinare din data de 27.10.2016. Nu mi-ați dat niciun răspuns, domnul primar. Absolut niciun. Trimiți acum ședință. Era vorba de 27.10.2016. Dar trimiți acum. Dar de ce să primesc acum că era vorba de 27.10.2016? La 4 luni după ce... A fost greu răspuns. Am înțeles. Ascultați. Dar să primiți aici în consiliu. Dar există un vă doriți să mă doriți? Ba da, dați-mi. Vă rog, nu, dar vreți și citești acum, vă rog, citiți. Vă rog. Deci, notați. Referitor la cheltuielile efectuate de proiectul de investiție angajarea de post câini comunitari, situația se prezintă astfel. Furnizor, SCDMC AG, SRL, contract 2598, obiectul contractului, servicii de proiectare, lucrări de amenajare de post câini comunitari, valoare 109.198,3. SCUNELI, contract 4902, 18.07.2013, lucrări de instalare garduri și țarcuri metalice pentru câini comunitari, 89.574,58. SECE Compania de Utilități Publice, lucrări de alimentare cu apă, 2918,86. Inspectoratul de Stat în Construcții, taxe și avize, 650,15. Alte cheltuieli aferente investiții, diverse taxe, 1484,68. Total, 203, 826,49. Da, și mai era. Mai aveam încă două răspunsuri, erau trei. Deci am înțeles cu... cu... adăpostul de câini cât a costat. Dar mai aveam încă două cereri, cred pe aceeași foaie. Referitor la postul cheltuielor executate la blocul de locuințe sociale în Diaconescu, numărul 5. Așa. În anul 2016, prestări servicii, vidanjări 6.000 de lei, prestări servicii, deratizare 255.000, materiale reparații 1863,27. 1863,27. Deci anul 2016, 8.118,27. Anul 2015, prestări servicii vidanjări, 4.800. Anul 2015, total 4.800. Anul 2014, prestări servicii vidanjări, 3.658. Servicii de ratizare, 640.
reparații și materiale, 5987,48. Lucrări grup sanitar, 16902,79. Geam, 2376. Total 2014, 29,674. Mai avem și 2013 și... Da. Da. Și următorul? Care mai erau? Două astea. Altă întrebare. Spuneți, domnul. Dacă tot nu așa avea ceva cu ce a cerut colegul nostru. Am observat acolo, din cifre, cât a costat proiectul cu totul lucrarea 200 de mii, ați spus, da? 28.000, da. Din care 106 doar proiectul, proiectarea lucrării? Nu, servicii de proiectare și lucrări de amenajare. A fost pachet. Scuzați. După ce a fost finalizat, activitatea a fost concesionată prin Consiliul Local către SNCPU. Și predat și ei acum și-au pus în continuare activitatea. Se vedere că nu face nicio activitate la adăpostul de câini. În ședința v-ați consumat energia cu problema fotbalului, declar ședința. Vă mulțumesc pentru participare.